Cuidado, não é fácil. Põe um espelho para ir dentro, cá no coelho. Diga-me que era só de bolos. Não tinha nada. Mais emocionado. Está aí o médico que é fior da primavera. Da Mantenha. Trecer fior suave de primavera în sufletul un prinstele pelerin și flori divine în cuget împresară din vraja universului senin. Și iar mi-amintesc cum într-o seară, cu voia ziditorului cuvânt, din dor am răsărit sub luna clară să aștern iubirii urmă pe pământ. Umblând de atunci pe calea destinată, pe dulci cărări sau drum cu mărăcin, în viu surâs sau lacrimă întristată, am polit în stih ai vieții spin. Mai fur și acum când trece câte o muză, din harul dulce, muguri de nectar, și chiar de mi-ar aduce vreo acuză, ia șterg mereu pe al versului altar. Nu știu când va fi ultima silabă, de-o fi chiar mâine, sau poate a fost ieri. Argintul doar pe tâmple se întreabă, când au trecut atâtea primăveri. De ce? De ce se ofilește roza atunci când viața e mai dragă, fără cu teamă ca să aleagă cum îi va fi metamorfoza? De ce iubirea ta, femeie, e tot așa de trecătoare, ca roa în zor ce în van dispare sub caldă rază ce scânteie? De ce și eu, tristă chimeră și călător pe a vieții hartă, mă pierd în zbaterea îndeșartă ca o poemă efemeră? De ce penița mea se frânge legând a literelor salbă, iar pe virgina coala albă cad răstigniți trohei de sânge? De ce?